Basme în limba română. Zâna păturică. Micuțul Teddy era bolnav și era cam plictisit, neavând ce face și cu cine să se joace toată săptămâna. Hena, unde e mama? Ce e, Teddy? Vreau să o întreb ceva, dar chiar vreau să o întreb ceva. Oh, Teddy, mama ta a avut grijă de tine toată noaptea. Abia s-a dus să se întindă puțin. N-am vrea să o trezim, nu-i așa? Dar chiar vreau să o întreb ceva. De ce nu-mi spui ce vrei să o întrebi? Poate te pot ajuta. Păi, vreau să o întreb dacă pot primi un biscuite și nu doar lapte cu cereale. Oh, nu, Teddy, nu poți. Știi că doctorul a spus că nu ai voie altceva decât lapte și cereale. Nu? Sunt sigură că îndată ce vei fi mai bine, vei avea toți biscuiții ce-i poftești. Cheamă-mă dacă ai nevoie de ceva. Teddy stătea în pat, simțindu-se singur și nefericit. Își dorea ca mama lui să vină să-i citească o poveste. Își dorea să poată ieși să se joace. Își dorea să poată mânca măcar un biscuite, dacă altceva nu. Nu știa că era să vină un vizitator. Vai, vai! Ce urcare! Cine ești? Cine crezi? Eu sunt Zâna Păturică. Habar n-am cine e sau ce e asta. Păi, e un așternut de pat. Noi, Zânele Păturică, trăim printre oameni, în casele lor, și avem grijă de copii mici ca tine, Teddy. Ai vrea să-ți arăt o poveste, Teddy? Adică să-mi spui o poveste? Nu, nu, adică să-ți arăt o poveste. Bine, vei vedea la ce mă refer. Să jucăm un joc. Alege oricare dintre pătratele de pe pătură. Hai, alege unul. Bine, cred că voi alege galbenul ăla luminos. Bine atunci. Continuă să te uiți la el și nu-ți întoarce ochii până când nu termin de numărat până la 7 ori 7. Atunci vei vedea povestea pătratului tău galben. 1, 2, 3, 4. Nu muta privirea din pătratul tău. 47, 48, 49. Vezi castelul acela de sus, Teddy? Acolo locuiește o prințesă fermecată. Ea doarme de 100 de ani așteptându-și eroul să vină să o salveze. Dacă vrei, poți fi eroul care îi spulberă somnul de 100 de ani și o salvează. Vino cu mine, Teddy! Teddy era complet dezorientat. Abia se putea recunoaște pe sine. Arăta mai înalt, mai puternic și era îmbrăcat în haine potrivite unui prinț. O voi face! O voi salva pe prințesă! Așa că Teddy urca scările șerpuite să o salveze pe prințesa castelului de aur. Fii curajos, Teddy! Fii puternic! Și ferește-te de ce e mic și gri! Bună! Cineva acolo? Un sentiment de cădere îl cuprinse pe Teddy când deschise ușa castelului și intră. Sala mare din față avea 5 pereți. 3 din ei aveau uși înalte. Unul încrustat cu diamante, celălalt cu rubine și al treilea cu smaralde. Întrebarea era, după care din uși stătea prințesa fermecată? Cât Teddy stătea acolo absorbit de tot, a auzit murmurul unui cântec. Înăuntru și afară și afară și înăuntru, iute ca un fulger țes și răsucesc. Unele greșite, poate altele omise, dar tot o să-mi termin pânza de păianjen. Vocea părea să vină de pe al 4-lea perete. Pe ușa lui era o perdea din pânză de păianjen argintie. Aici, în pânza mea strălucitoare, stau să privesc și să mă odihnesc puțin. M-am odihnit puțin și apoi, rapid ca fulgerul, încep iar. Părea că micuțul Teddy găsise pe cineva de la care putea cere ajutor. Cineva mic și gri. Domnule păianjen, domnule păianjen, știi unde zace prințesa fermecată pe care sunt aici să o salvez?
Oh, e așa plăcut să vezi că eroul prințesei e în sfârșit aici. Unde s-ar mai afla prințesa dacă nu după ușa de smarald, cea mai frumoasă din toate nestematele lumii? Încântat, Teddy s-a repezit la ușa de smarald, uitând și să-i mulțumească micuțului său prieten gri. A deschis ușa și a ieșit, dar, vai, s-a trezit înapoi în afara porților castelului. Băi, Teddy, ai încercat! Dar ar trebui să știi mai mult decât să deschizi ușa de smarald. E bine, ar trebui să ne încheiem povestea și să ne întoarcem acasă. Nu, nu, nu! Lasă-mă să mai încerc o dată. Poate de data asta pot salva prințesa. Bine atunci, dar ia asta cu tine de data asta. Poate îți va prinde bine. Și ține minte, ferește-te de asta ce e mic și gri. Teddy s-a întors în castel. Acum eroul într-adevăr înțelept. Poate a ieșuat odată, dar poate totuși reuși. Smaraldele sunt mate, diamantele sunt strălucitoare. Așa și înțelepciunea lui, ce strălucește ca lumina. Desigur, ușa cu diamante. Îndată ce Teddy deschise ușa cu diamante și înainte să se poată întoarce și să-i mulțumească păianjenului, se răsuci pe dealul de sticlă netedă. Deci, ai știut mai bine? Să deschizi... Ușa cu diamante, n-am făcut-o. Trebuia să fii atent la avertismentul meu. Poate că nu tu ești Teddy. Pare că ar trebui să mergem acasă. Lasă-mă să încerc ultima dată. O voi găsi pe prințesă. Bine, o ultimă șansă. Ia asta cu tine, ți-ar putea fi de folos. El era înapoi în grădina de aur. Imediat ce a înmânat ghinda, aceasta se transformă magic într-un pocal de aur cu pietre prețioase. Teddy zbură pe scara de sticlă, băgând pocalul de aur în buzunarul din spate. Nici măcar nu s-a întors să-i facă din mână zânei. Era concentrat, vocea ei răsunându-i în urechi. Ai grijă la ce e mic și gri. Eroul mai înțelept decât înainte, încearcă ușa roșie. Încearcă ușa roșie. Deschide ușa rubinie și nu va mai trebui să cauți prințesa. Nu! M-ai trimis înapoi de două ori. Nu mă las păcălit a treia oară. Cât Teddy s-a ridicat în fața păianjenului, el a încetat să-și răsucească pânza și Teddy a văzut într-un colț o ușiță galbenă ascunsă după toată pânza ce învârtise păianjenul. Îi era clar prin ce ușă să treacă. A întins mâna după sabia lui magică. Ușa era tare ca oțelul, dar a tăiat-o cu o mișcare rapidă. Teddy a intrat precaut înăuntru. A văzut o curte uriașă, aurie, și o fântână stropind într-un bazin de aur. Teddy a văzut-o imediat pe prințesa de aur. Era fermecătoare, dormea pe o sofa de aur și era uimitoare. Pentru o clipă, Teddy a fost orbit de ea. Apoi s-a adunat și a strigat-o. Prințesă, prințesă, trezește-te, trebuie să plecăm. Prințesa nu se clinti. Teddy privi fântâna din apropiere și se uită înapoi la prințesă. Apoi a umplut pocalul magic și a stropit-o cu apă. Ea găfâi de parcă cineva i-ar fi suflat viață și și-a deschis ochii încet. Ai venit în sfârșit? Am venit, da. Unde e păianjenul? Teddy făcu ochii mari, privi în jur și uitase de păianjen. Dar păianjenul nu uitase de el. Se târa pe podea spre prințesă. Teddy a sărit în față și l-a călcat cu piciorul. Păianjenul nu era acum altceva decât o pată cenușie pe podeaua scârțitor decurată. Castelul de aur a bubuit și s-a cutremurat. Prințesa se ridică în picioare și îl luă de mână pe Teddy. Ai rupt vraja! Vei domni peste castelul de aur și vei fi regele meu! Oh, dar nu pot, căci... Prințesa l-a târât prin curte fără tragere de inimă. Lui Teddy era dor de mama lui, nu putea fi regele de aur. Ura! 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 Salutăm eroul! Și toate astea sunt ale tale! Îndată ce prințesa a împins ușa și Teddy privi în jur, castelul de aur dispăru. Puf! Totul a dispărut.
scările, vocile. El era înapoi în pat, întins, cuvertura de mătase peste genunchi, auzind-o pe Hana jos în bucătărie. Deci, asta e povestea pătratului galben. Ți-a plăcut? Oh, n-a fost frumos? S-a întins o vreme, gândindu-se și zâmbind. Nu era adorabilă prințesa? Teddy auzi apoi pașii mamei sale. Privind-o pe zâna păturică, ea a dispărut încet dincolo de pat. Oh, te rog, nu pleca! Trebuie, dragule! Mama ta e aici! Teddy privea după ea, mama lui deschisese deja ușa, stând acolo și zâmbindu-i lui Teddy. Arăta odihnită. Vai! Vai! Ce deal să cobori!